Charles Perrault, Scufița Roșie. A fost odată într-un sat o fetiță frumoasă, cea mai drăgălașă care s-a văzut vreodată. Mama ei o iubea nespus de mult, iar bunica încă mai mult. Bătrâna i-a făcut o scufiță roșie care îi stătea atât de bine încât au început toți să-i spună Scufița Roșie. Într-o zi, mama ei a copt niște plăcinte și i-a spus: mergi să vezi cum o mai duce bunica, căci mi-a spus cineva că e bolnavă. Du-i o plăcintă și urcica asta cu unt. Scufița Roșie porni pe dată către bunica ei, care locuia într-un alt sat. Trecând printr-o pădure, se întâlni cu cumătrul lup, care avea mare poftă să o mănânce. Dar nu îndrăsni, din cauza că erau pe acolo niște tăietori de lemne care lucrau în pădure. O întrebă unde merge. Beata copilă, neștiind că e tare primejdios să te oprești și să-ți pleci urechea la vorbele unui lup, răspunse: mă duc să o văd pe bunica și să-i duc o plăcintă și o ulcică de unt trimise de mama. Stă oare departe? Întrebă lupul. O, da, îi răspunse Scufița Roșie, dincolo de moara care se vede acolo departe, în prima căsuță din sat. Ei bine, zise lupul, am să vin și eu să o văd. Eu apuc pe drumul ăsta și tu pe acela și o să vedem care ajunge mai repede. Lupul începu să alerge cât îl țineau picioarele pe drumul cel mai scurt, iar fetița o luă pe drumul cel mai lung, întârziind la cules de alune, alergând după fluturi și făcând buchete din floricelele găsite în cale. Lupului nu-i trebuie multă vreme ca să ajungă la casa bunicii. Bătu la ușă. Toc, toc. Cine e? E nepoata mea tale, Scufița Roșie, răspunse lupul prefăcându-și vocea. Îți aduc o plăcintă și o ulcică de unt trimise de mama. Bunicuța cea bună era în pat, din cauza că nu prea se simțea bine. Trage de mâner, ușa se va deschide, îi strigă ea. Lupul trase de mâner și ușa se deschise. El se aruncă asupra bietei femei și o înghiți într-o clipă, căci era nemâncat de peste 3 zile. Apoi închise ușa și se culcă în patul bunicii, așteptând-o pe Scufița Roșie, care după o bucată de vreme bătu la ușă. Toc, toc. Cine e? Scufița Roșie, auzind vocea groasă a lupului, se sperie mai întâi. Dar crezând că bunica e răcită, răspunse: e nepoata mea tale, Scufița Roșie. Îți aduc o plăcintă și o ulcică de unt trimise de mama. Lupul strigă îndulcindu-și vocea. Trage de mâner, ușa se va deschide. Scufița Roșie trase de mâner și ușa se deschise. Lupul, văzând-o că intră, se ascunse sub plapumă și zise: pune plăcinta și ulcica de unt pe covată și vino să te culci lângă mine. Scufița Roșie se dezbrăcă și se așeză în pat și se miră foarte văzând cum arată bunica în cămașă de noapte. Îi spuse: bunico, ce brațe mari ai! Ca să te îmbrățișez mai bine, copila mea! Bunico, ce picioare mari ai! Ca să alerg mai bine, copila mea! Bunico, ce urechi mari ai! Ca să te aud mai bine, copila mea! Bunico, ce ochi mari ai! Ca să te văd mai bine, copila mea! Bunico, ce dinți mari ai! Ca să te mănânc mai bine. Și spunând aceste cuvinte, lupul cel rău se repezi la Scufița Roșie și o mâncă.